Deci așa, cu invertorul de 1500 l-am băgat în priză, 12,9, bateria plină, hai să vedem, curent are, ventilatorul merge, am adus aici soba rachetă, masa am pus exact cum a fost, lemnul așa, hai să-i dăm de jos de tot, de fapt nu, îi dăm direct de la 18, de unde am rămas, mamă, tare curios, să-i dau, să nu-i dau. Cine știe ce o seardă. În fine, hai să vedem. Na, și gata-i. Au făcut odată poc. Și s-a oprit. Hai să vedem înăuntru ce s-a întâmplat. Bă, nu s-a întâmplat nimica. O și crescut 13,2. Acum dă și soarele. Hai, mai încercăm odată. Hai. Hai să stai, lasă-mă. Îl dau la minim iar. Nu prea stă el bine așa. Așa. L-am dat iară la minim. Hai să vedem. Nu. Nici o șansă. Are ceva aici împotrivă, alea, bla bla bla, dar nu. Dai să tăiem capul. Parcă văd că ceva o să ardă. Hai mai o dată. Nu. Deci cum atinge de el, cum... Are el aici așa o siguranță. Deci generatorul ăsta de 1,7 continuu bate invertorul de 1,5 la fundulețul gol. Deci au făcut o flamă, pac, a sărit siguranța dinăuntru. Ați auzit și voi. Hai mă, mai o dată. Mai o dată. Hai că nu s-o ars încă nimic. Hai mai o dată până se arde ceva. Dar ce înseamnă MMA ăsta? Că uite, nici nu se întâmplă nimic. Când dau pe MMA, nu mă bătaie. Numai pe mic. Cine știe? A, sau poate pot cu electrozi, MMA. E? Habar nu. Bă, s-ar putea MMA, mă. Hai, spuneți-mi și mie ce înseamnă MMA-ul ăsta. Hai mai o dată să încercăm. Na, gata. Na, nicio șansă. Deci, cu generatorul, da. Cu invertor de 1,5, ba. Hai. Pac, de aici se oprește. L-am oprit, Doamne ajută, că funcționează cu generatorul. Așa că unul e Mr. Geneu, în sfârșit are aparat de sudură aici la grădină. Acum mă pun să fac cotețe la găini pe schelet metalic. Nu mai cu lemne, cu șuruburi, nu frate, schelet metalic, cotețe la găini. Unul e Mr. Geneu.